Această emisiune vă este oferită de Romasia. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Tribunei. Suntem la aproape 24 de ore de la momentul în care UTA a reușit în sfârșit să se salveze de la retrogradare și după acele momente de bucurie care au urmat la finalul meciului, a venit, din punctul nostru de vedere, timpul analizei. Este ceea ce vom încerca să facem astăzi, o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acest sezon la UTA, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere managerial. Am plăcerea să-i invitați în această seară pe doi prieteni constanței emisiunii noastre. Este vorba de președintele Suporter Club UTA, Claudiu Negru. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și de Lucian Dănilă, jurnalist special Arad, care n-a mai fost de ceva vreme în emisiunea noastră și care am primit reclamații pe tema asta. Bună seara! Și, din păcate, probabil cel mai important element într-o emisiune de analiză a activității clubului UTA lipsește, este vorba de reprezentantul clubului UTA. Din păcate, noi încă de săptămâna trecută am adresat o invitație oficială clubului UTA pe canalele oficiale agregate cu clubul UTA. Am primit astăzi un răspuns negativ la invitația noastră, ceea ce ne întristează, pentru că din punctul nostru de vedere, în momentul când cineva din partea clubului UTA vine în această emisiune, fie că vorbim de conducători, jucători, antrenori, nu vine la mine în emisiune, ci vine în fața dumneavoastră, în fața publicului spectator, în fața utiștilor. Iar atâta timp cât, din punctul nostru de vedere, de fiecare dată când un reprezentant al clubului UTA a fost prezent în emisiunea noastră, a fost tratat cu respect, a avut ocazia să-și pus punctul de vedere și de asemenea nu a fost pus în situații degradante, considerăm că aceste refuzuri de care ne lovim tot mai des în ultima vreme nu sunt justificate. Sau poate greșim noi și poate sunt justificate, dar atunci așteptăm din partea clubului măcar o explicație pentru faptul că în ultima vreme nu mai doresc reprezentații săi să apară în această emisiune. Să sperăm că lucrurile se vor rezolva, sperăm că a fost vorba doar de înțelegere și colaborarea începută în urmă cu mult timp între Glasul Tribunei și clubul va continua. Lăsând la o parte această paranteză, dragi prieteni, haideți să începem această analiză a sezonului UTEI și aș vrea să începem cu partea sportivă. Pentru că, pe urmă, partea sportivă este cea care interesează în primul rând pe cei care merg pe stadion. Ea este cea care se vede, este vizibilă și care, până la urmă, vorbește și de calitatea managementului din spate. Și aș vrea să începem această discuție și să vă propun prima temă, care ar fi următoarea. În vara anului trecut, la UTA au fost aduși foarte mulți jucători cu nume importante, cu contracte pe măsură și în urma conturării acelui lot existau opinii chiar din afara Radului, chiar din media centrală, că UTA în acest sezon se va bate la play-off. Care din punctul vostru explicația că rezultatele au fost nu slabe, ci foarte slabe și am ajuns să tremurăm cu acest lot pentru evitarea retrogradării? A fost o evaluare greșită a valorii acestor jucători sau din cauze sportive sau extrasportive ei nu au jucat la valoarea pe care o au? Acum, bineînțeles, cum spune, putem răsufla ușurați, ne-a trecut glonțul pe la ureche și putem așa să facem o mică analiză, însă dacă îi să dăm puțin timp înapoi, ne aducem cu toții aminte de acea sumare a lui Șoani Mesar în condițiile în care el era în proces de negociere cu grupul NextGen și era acea negociere prin care a fost adus domnul Poenaru la club, un antrenor care promitea, un antrenor care era în vogă, un antrenor care era pe buzele multor suporteri utiști și nu numai. Însă și în tot acest proces de negociere, Mesar a luat această hotărâre de capul lui, nu s-a consultat cu nimeni și a fost un prim semn de întrebare pentru mine. Băi, ce face omul ăsta? De ce face el chestia asta? Și, bun, trecem peste chestiunea aceasta. A venit domnul Poenaru, a început campionatul, rezultatele au fost cele pe care le cunoaștem cu toții, evoluțiile neconvingătoare, dar nu cred că acum vina o putem pune doar pe umerii domnului Poenaru, pentru că probabil și lui s-au promis anumite aspecte, anumite condiții sau probabil anumite
nici n-aș ști ce să vă spun, că n-am participat acum în interiorul, în culisele clubului, doar că ceva s-a scurt-circuitat pe parcurs, este clar, și aici o mare parte din vină poartă și conducerea asumată în frunte cu domnul Mesar, pentru că în momentul în care, și acum încerc să fiu cât se poate de rezonabil, dincolo de, de disputa noastră dintre suporteri Club Buta și Peluze și toți suporterii care ne-am raliat în spatele campaniei UTA Liberă, încerc să privesc cât se poate de realist. Este clar că ceva s-a greșit. S-a greșit, cred că, și în campania de achiziții, s-au adus jucători pe salarii foarte mari, bugetul salarial este o adevărată piatră de moară, din câte îmi dau eu seama, la club. Avem... Bun, și totuși, de ce jucătorii ăștia aduși pe salarii foarte mari n-au confirmat pentru salariile alea? Că, bun, ok, dacă veneau jucătorii buni pe salarii mari, UTA juca și clubul nu mai putea să-i plătească, bun, au fost pe final chiar probleme de natură salarială, dar nu s-a vorbit de asta până acum. Dar era o explicație. Ok, ne-am întins mai mult decât e plapuma, dar problema e că ei nici în teren nu au arătat de CV-ul și de contractul. Probabil că și aspectul valoric și... nu știu, analiza care a stat în spatele selecției acestor jucători a fost una superficială în stilul caracteristic și probabil că au contat și alte aspecte despre care n-aș vrea acum să fac afirmații pentru că nu am dovezi, dar stăm acum și ne uităm la ce au exprimat băieții ăștia în teren sau unii dintre ei și care a fost plusul de valoare pe care ei l-au adus în jocurile disputate și ne dă cu virgulă. Da. Chiar mi-a venit la amintiri acum câteva zile pe Facebook o poza noastră cu Păinaru aici în emisiune, da. Și știu cât de încrezător eram eu atunci și am zis ce frumos te-a povestit domnul Păinaru, da, chiar a vorbit frumos. Cum era? Vrea să joace fotbal și total. Și acum că vorbea Claudiu despre negocieri, mi-aduc aminte că în vara trecută cam tot ce s-a dus, cam așa s-a făcut la UTA în ultimii ani, la doleanța antrenorului. Deci antrenorul a făcut o listă, de acolo mai au căzut, de exemplu, Iacob sau Dulca, sau mai erau niște jucători, dar a venit cheșerul, care de atunci era cu semnul întrebării, ne jucând la vârsta lui atâta timp, pe o sumă imensă pentru UTA. A venit Ademi, de care n-am auzit niciunul, nici măcar ziariștii, nu știam cine e Ademi. Sunt domnul Germade, adevărat că până Liga 3 nu am coborât mai rar. Nu am auzit de el și el pe o sumă exagerată, imensă și ea. A venit Kindrich, a venit Cașini. Eu cred că acolo s-a produs o ruptură între cei care au fost, până atunci au dus greu, și între cei care au venit. Aveau salarii mult mai mari. De exemplu, nu vreau să spun acum salariul lui Benga, dar Benga a dus greu și anul ăsta. Cu câteva mii de euro pe lună, mai puțin decât cei care făceau banca sau erau accidentați sau erau pedepsiți de antrenori. Cred că nu au fost întâmplătoare acele pedepse pentru cheșerul, pentru Ubing, care a fost scos în afara lotului pe vremea lui Păinaru. Unde vestiarul, unde nu-i liniște în vestiar, automat nici performanță nu mai ieșire. Avem exemplu foarte bun la FC Argeș de acum. S-a încercat cu Diusi. Acum voi amândoi știți și multă lume știe, am fost încrezător că vine Diusi, același joc care n-a avut el noroc înainte, în mandatul anterior. Dar nu a reușit să, nu a mai reușit nici măcar să se apropie de primului mandat, nici ca joc. Și rezultatele n-au mai venit nici cu el, dar eu spun și am spus-o și când a venit, eu am fost foarte reticent când a venit Rednic. Și am zis, wow, acum chiar suntem siguri. Ai fost reticent din punct de vedere sportiv sau din alt punct de vedere? Sportiv. Sportiv, fiindcă venea un antrenor care nu știam cât chef mai are așa ceva pentru ce se vine. N-au mai performat niciun efort la viitorul, nimic. A câștigat două meciuri, cred că din 18. S-a dus la Iași, era acolo aproape la retrogradare, cred că a și plecat înainte să retrogradeze Iașul. Da, ieșenii cumva îl acuză pe mister. Că... aveam așa foarte mari dubii. Și nu știu ce le-a făcut, că nu pot să zic acum, să vin să zic că wow, ce am jucat noi cu Rednic. Am jucat tot atât de urât, tot așa de urât, ca și cu Diusi, ca și cu Păinaru. Dar ceva a transmis acolo, am avut o mai multă siguranță. Ceva. Și n-am mai pierdut. Asta e următoarea mea întrebare. Că noi am avut dar ce vreau să zic, apropo de bucuria asta de ieri, că am și fost acuzat. Și da, m-am bucurat aseară. Chiar m-am bucurat aseară, dar cum v-am spus și înainte de emisiune, o bucurie...
reținută. De ce? Fiindcă am fost ca și părintele ăla care își duce copilul la corigență. De? Și știi că un an de zile le-ai tot certat și le-ai, ți-o făcut de râs în fața celorlalți. Și acum nu o să sar pe pereți și nu o să îi iau mașină cadou pentru marea lui performanță. Da, UTA a fost la corigență el. Apropo că ați anticipat amândoi următorul punct era legat de antrenori. Am avut 3 antrenori sezonul ăsta. Unul dintre ei ne-a dus la retrogradare, celălalt a venit și n-a reușit să ne scoată de acolo. Ambii au avut 4, respectiv 5 luni la dispoziție. Și vine Mircea Renic, pe care recunosc că și eu am avut niște reticențe, nu pentru că nu l-aș respecta pentru parcursul lui profesional, pentru CV-ul care l-are, și un antrenor cu 2 titluri câștigate, o experiență mare, dar mă gândeam că în situația în care se află UTA, e foarte greu din câteva meciuri să vină cineva cu un vestiar în care sunt jucători care sunt la final de contract, să schimbe toată atmosfera, să ne scoată de acolo, mai ales un antrenor care nu mai era în iarbă, adică venise cumva dintr-o nu semi-retragere, că nu mai antrena niciunde. Aici aș vrea să vă care părerea voastră, cum a reușit totuși de a reuși Mircea Renic în doar câteva săptămâni, nu lucruri senzaționale, cum ziceai și tu, dar au reușit ce n-au reușit ceilalți, având 4-5 luni la dispoziție și liniște, pentru că una e să ajungi la retrogradare în octombrie, alta e să fii la retrogradare în februarie și alta e să fii acolo în aprilie, când deja nu mai timpul arde. Cum se explică acest reviriment, măcar din punct de vedere a rezultatelor? Uite, că menționa Lucian că el a fost așa puțin mai circumspect când a venit domnul Rednic. Noi, suporterii, reprezentanții peluzei și așa mai departe, aveam tot timpul un ritual. De fiecare dată când venea un antrenor, mergeam și îi făceam acel comitet de întâmpinare, în care discutam cu el, îl puneam puțin în temă, domne, uite cine suntem, făceam așa un fel de introducere, o scurtă prezentare. Și nu neapărat acum, spre rușinea noastră sau spre disperarea noastră în acel moment, am zis, domne, zic, ne-am tot săturat, zic, pe toți am tot întâmpinat aici și cu domnul Rednic n-am făcut acest ritual. Nici nu prea era timp. Nici nu era timp și nici nu... Dar nu, cum să vă spun, n-am avut neapărat așteptări. Eram pur și simplu așa ca și cum aș fi fost inert. Așa stăteam și mă uitam, domne, hai să vedem ce o fi. Ca să se răspund la întrebare, cu siguranță experiența domnului Rednic și-a spus cuvântul. Pentru că, ama nu vreau să-l pun pe un piedestal, să-i ridic statuie, dar ceva le-a făcut. Și eu a zice că și în exprimarea din teren ceva s-a văzut și s-a văzut încă de la primele jocuri. Nu, da, nu, primele meciuri s-a văzut chiar mai pregnant. Evit să fac acum analize, că probabil nici cunoștințele mele fotbalistice nu-mi permit acum să vin și să percionez un antrenor de talia domnului Rednic. Dar cu siguranță ceva le-a făcut. Uite, și în meciul de la Cluj, dacă ne aducem aminte, și așezarea din teren, ceva s-a schimbat în joc. Eram mult mai activ, mult mai... la mijlocul terenului, în special câștigam mai multe baloane, aveam mult mai multe ocazii față de ceea ce se întâmpla al doilea mandat al lui Giusi Balint și respectiv cu domnul Poenaru. Acum, nu știu, aș pune pe fond experienței dânsului și a capacității sale de sinteză. Sunt fer convins că el ne-a studiat, a știut unde vine, în ce se bagă, situația nu era una tocmai fericită și cu toate astea, uite că i-a ieșit. Lucid, între acești 3 antrenori se vede o mare diferență și la conferințele de presă. De exemplu, dacă venea Poenaru, ne spunea frumos, vorbea frumos, dar tot timpul același lucru. A venit Giusi, acum știm 3 ani cât a fost aici și el, la fel, să fim bărbați, luptăm, nu, ne dăm asumare, filozofie, principii, tot. Rednic și nu odată m-a auzit-o. Parcă e beat la conferințe. Are așa o stare de aia de beatitudine, ne-o transmite și nouă. E așa o caterincă conferință, dar e frumos. Da, și eu cred uman, că exact chestia asta o transmite el în vestiar, unde jucătorii să simt mult mai liberi ei. Și Poenaru și Giusi sunt adepți. Foarte încorsetați. Da, și numai tactic. Altceva Rednic le dă plăcerea de a juca. Știi și încă numai puțin, încă în plus ce a avut Rednic. Și nu a avut niciodată Poenaru sau Giusi în anul care tocmai s-a încheiat fotbalistic, flerul. Noi când l-am văzut pe Iacob și pe Cheșeru în teren, am zis, aoleu, ce ăsta vrea să piardă meciul. Iacob care a venit să recuperea de punctul nereușită, ăla în meciul. Nu-i mai ieșa. La Poenaru și la Giusi
când era un stigmat pe un jucător că ăsta nu mai poate, ăla nu mai intra. Pe Cheșelu nu a mai intrat la Diusi, Ubing nu mai intra la Păinaru. Lenic s-a folosit la maxim de tot ce a avut. Și într-o atmosferă mai plăcută, probabil. Apropo de conferințele de presă, știi ce m-a mirat pentru mine? Și asta e un paradox. Și Ilie Poenaru și Ilie Slobodan erau jucători care evitau să facă cea mai mică critică jucătorilor public. Foarte rar se întâmpla, decât când erau cazuri extreme. Giusi Balint cu Adi Petre în primul sezon, Ilie Poenaru cu Desli Rubink sezonul ăsta. În rest, indiferent și aprecieri după joc, nimic, totul era foarte bine, totul era împachetat foarte corporatist, așa frumos, într-un limbaj care să nu supere jucătorul respectiv nici măcar. Ei, vine Mircea Renic, care zice în conferință de presă că ăla e vai de capul lui, că ăla nu-l poate ajuta nimic. De Iacob zice că mai un pic și îl băga în spital, că făcea infarct la mingea. Adică, și jucătorii nu doar că nu se supără, dar reacționează pozitiv. Adică a trăit tot timpul cu impresia asta că antrenorii trebuie să-i țină pe jucători într-un cocon în care nimic să nu-i atingă, cred că aici se protejeze, și Renic face exact inversul și reacția lor e cea care ar trebui să fie. Eu cred că aici a fost puțin și greutatea CV-ului. Una când îți zice Renic și alta când îți zice Poenaru. Când vine Poenaru și păi, cine ești? Unde ai jucat? Cine ești? Da, păi Renic chiar nu poate să le trebuie. Renic a antrenat și a jucat Champions League. Da. Că Mircea Renic imediat îl poate întreba, bun, tu ai jucat în Champions League, dar ai jucat o finală cu Liverpool în aceeași competiție. O semifinale, deci. Iar la nivel de echipa națională n-ar vrea să vorbim. Da, așa este. Din punctul ăsta de vedere, cred că e o concluzie bună. Bun, acum ca să epuizăm partea sportivă, aș vrea să mai întreb ceva. În condițiile acestui sezon, care a arătat cum a arătat și în care ne-am salvat cum ne-am salvat, cum vă explicați parcursul aproape miraculos din Cupa României? Acum, ca fază, Cupa României este și o competiție a norocului, așa, o competiție în care e o competiție a surprizelor. Dacă stăm și ne uităm la parcursul nostru, nu vreau să știrbesc meritul băieților așa, sau evoluție, dar nu am avut acum nu știu ce adversari. Ok, am ajuns în fazele superioare ale competiției. Ideea e că și în campionat ne-am împiedicat de niște adversari inferioare. Da, adică mi-au venit, am bătut 3-0 și ne-am împiedicat, ne-am împiedicat de niște adversari care ne dau și acum coșmaruri gen Filiaș cu un an înainte și așa mai departe. Dar, ok, probabil că Cupa României este și o competiție așa privită mai de mâna a doua. Mulți adversari, mai ales cei ce sunt angrenați în lupta pentru evitarea retrogradării, tratează așa mai superficial. Am prins un culoar favorabil. Am avut și un meci bun atunci cu FC-ul Craiova. Uite, din 2-3 victorii, că până atunci pe cine am bătut? Am bătut pe Craiova, am bătut pe Buzău. Și pe Mioveni. Și pe Mioveni, care tot așa echipa. Ce zic, am avut noroc la ceva ne-a dat un imbold. Da, au fost niște adversari facili. Egalul cu FCSB. Care noi l-am obținut cu 3 eliminați. Ăia cu echipa 3-a, cred că erau. Nu chiar. Nu, a fost și Davi Popescu în lot, că pe el a fost... Bun, noi ne-am și supra-motivat în acel meci. Și egalul golul lui Postolache, acolo a fost startul. Hai să vedem. Dacă noi pierdeam meciul ăla, era gata. Da. Cred că nu mai aveam noi șansă. Faptul că am reușit să câștigăm grup. Am avut conjunctura cu Mioveni. Am avut conjunctura pe care era și calificată și ne-au mai primit. Nici antrenori n-aveau cu noi. Aveau ceva localnic, Stoica sau cum îl chema. Nici bani n-au mai luat, că a ieșit antrenorul după meci. A zis, bă, nu mai plătit ăștia de 3 luni pe nimeni. I-am bătut 3-0, ok. Și după aia am bătut-o Craiova, care Craiova a început cu piesele grele pe bancă. Nici nu știu și ei cât de curioși erau de meciul ăla. Nu l-a tratat ca pe unul important în campionat, cum a jucat barajul cu Voluntari. Sau păcate, a fost foarte curios de la Universitatea Cluj. Ca după aia la Cluj chiar se face cel mai bun meci din cupă, la Cluj. Și a și fost frustrant și știm cu toții, iarăși o nouă mostră de furăciune. Deci ei au trecut de extrema cea mai elată interesului față de cupă. Pentru noi a fost așa, pentru noi a însemnat mult. Nici unul dintre noi n-am prins noi în viață o semifinală de cupă. De și era și chestia aia, eram undeva sus pe munte deja, hopa, că n-am mai fost la înălțimea asta. Hai să mergem, să vedem ce frumos e. Ca să concluzionăm, cum zicea și Luci, culoarul a fost favorabil, adversarii probabil n-au fost la cel mai înalt nivel de motivație și în plus de asta nu cred că acum putem să facem o nuntă din performanțe. Dacă era finala... Dacă era finala, dar n-a fost să fie, asta e acum, trebuie să mergem mai departe. Bun, vă propun
să trecem din iarbă, să urcăm sus, spre loje și spre birouri. Da, credeam că în tribună. Și ați atins amândoi subiectul ăsta, dar nu m-a trecut pe lângă el. Hai să ne oprim puțin asupra lui. Cât de mult a contat în parcursul sportiv a echipei faptul că în clubul UTA la momentul de față nu există un om de fotbal cu experiența și prestanța câștigată în prima ligă, care să poată, căruia să-i încredințezi partea de achiziție în ceea ce privește antrenorii și jucătorii. Și atunci se merge pe numirea unui antrenor, cum este numit, căruia îi se dă mână, cum spunea ce voi, îi se dă mână liberă la transferuri, dar nu doar că îi se dă un buget pe mână care de multe ori uneori e și depășit în cazul unora, dar nu doar că li se dă, că și altor antrenori, sunt convins că și la cluburile de afară sunt antrenori, mai ales cei importanți, care au un cuvânt de spus important la ce jucători să aduc, dar nu li se impune absolut niciun fel de strategie în ceea ce privește vârsta jucătorilor, naționalitatea, profilul tactic, promovarea de tineri dincolo de regulă Under 21, deci au o libertate totală să ducă pe cine vrea, să joace cum vrea, să schimbe pe cine vrea, cât jucători vor. E cumva și strategia asta și lipsa asta unui om în club care să evalueze și antrenorul și munca antrenorului și munca jucătorilor și calităților, e cumva o frână și un factor care a dus la colapsul din sezonul ăsta? Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că totul pleacă de la managementul și de la politica managerială care este setat, cu care este setat clubul. Și aici, acum, în toți anii ăștia, când am plecat la drum în nou proiect, Șoani Mesar ne-am brobodit cu știința lui managerială în ale fotbalului. Și ok, bun, până la un nivel a funcționat. Dar mi se pare că fiecare, de altfel e și o zicală, nu? Că fiecare își atinge la un moment dat limita incompetenței, progresează până acolo încât își atinge limita incompetenței. Probabil că Șoani a atins acel plafon, deoarece, din punctul meu de vedere, și încerc să fiu iarăși elegant în exprimare, mi se pare că totul e așa sub zodia norocului, sub un herupism din ăsta, nu știe stânga ce face dreapta. Drept dovadă, campania de achiziții, sau probabil că se știe, dar în mod intenționat există această degringoladă, pentru că este inadmisibil să conducem clubul UTA ca pe un butic, că se supără că îl fac buticar, dar Vorbesc... nu-i nimic peorativ în asta, adică... Mie mă plăcut mai mult termenul de gringoladă. Bun, da, uite, în tot timpul plecăm de la partea de comunicare. Știm foarte bine că, din punctul ăsta de vedere, Alexandru Mesar nu e un comunicator, nu are nicio calitate. Ok, că mai vorbește el pe la Horia Ivanović sau pe unde își mai cumpără el pe acolo de multe ori, spațiu de emisie sau așa, dar mă rog. Nu avea ce să vorbească înainte de barajul ăsta ce a vorbit. Zis-o și Mircianic, bun, problema e că această lipsă de comunicare, tensiunile din vestiar arată că nu exact. A fost nici cu jucătorii. Exact. Jucătorii în vestiar îți simți slăbiciunea. Cred că ca și în orice sport de echipă, la un moment dat, prin vocea capitanului lor, au pretenția să vorbească sau să li se spună, să li se transmită un mesaj din partea clubului. Ei bine, din punctul ăsta de vedere, conducerea noastră nu se achită de aceste sarcini. În mandatul precedent îl prelua Giusi Balin, care el discuta, sau Ilie Poenaru. Niciodată Mesar nu și-a asumat să discute deschis cu jucătorii, nu și-a asumat să discute deschis nici cu antrenorii și totodată nici cu ceilalți. În momentele când noi eram furați, de exemplu, ai văzut că tot timpul noi eram cei care stăteam cu capul la cutie. Nici măcar parcă n-aveam curajul, fermitatea și tăria să le spunem: băi, fraților, stop, până aici. În media centrală suntem complet absenți, nu suntem băgați în seamă, nu ne bagă Mitici în seamă. Nu e așa, nu e... Împărat, ca să revenim la întrebare, nu doar că el nu poate să facă asta sau nu știe,
nu știe și nici nu poate. În club care să nu știe și nici nu poate. Sunt cluburi la care președintele, într-adevăr, nu are legătură cu jucătorii, nu iese, mai le-a mers afară, dar are acel om sau acei oameni de fotbal în club care pot să facă asta. Noi nu-i avem. Vorbeați mai devreme de prestanță. Nu avem, cu tot respectul pentru niște oameni în club care au jucat fotbal la un nivel bun, dar nu avem niciun om în club care rezultatele lui ca fotbalist sau ca antrenor să-l impună în fața unor jucători care au un CV echipa națională, de exemplu. Foarte dar greu, din punctul ăsta de vedere, zic eu. Cum zice Claudiu, că tot timpul e un heirupism. Și eu cred că o politică a clubului la Arad a fost doar până la demiterea lui Roli sau poate încă și în vremea lui Laurențiu Roșu. Apoi, Mesar ce-a făcut? Tot timpul a dus câte un antrenor și lăsa pe capul lui tot. L-a dus pe Mihalcea, sars. Deci acolo a venit, a dat afară 8 arădeni sau câți a adus jucători expirați în toate. Din cauza celei vechi. Da. L-a dus pe Ionuț Popa, nu i-a mai comentat meserele Ionuț Popa, dar la Roli, la Roșu îi impunea, uite, mie îmi joci cu 3 jucători sub vârstă, sau era o politică a clubului. Din momentul în care a plecat Roșu, probabil că Roșu, nu a mai fost politica asta a clubului, decât politica antrenorului, care antrenorul a venit și a zis, dau pe ăla, pe ăla, și s-a adus și a impresarului. Ei, da. Da. Care cu cine a lucrat, că nu știu cu cine lucra pe Ienaru mai mult. El a avut mai multe filere, că au fost jucători veniți și pe filera din Franța, a fost de și atunci, mai ales cum a fost anul ăsta și s-a schimbat, mie mi s-a părut așa ciudat. Deci vine Giussi și zice că nu poate repara în cele 2 săptămâni în care am jucat noi cu Voivodina și cu Vârșeț, nu poate repara fizic echipa după cum a lăsat-o Poenaru. Vine Rednic în aprilie și zice, păi, echipa mea e praf. Cum ar fi să vină unul după Rednic acum? Mă vine și te întreb. Ok, fiecare antrenor trage spuza pe turta lui. Fiecare antrenor vine și mai direct, mai indirect, mai voalat, mai pe la colțuri, mai oficial, se plânge de felul cum o moștenit, de grea o moștenire. Întrebarea mea e următoarea. Și îi înțeleg. Adică din punctul lor de subiectiv își apără cumva teritoriul. Dar cine din club poate să facă evaluarea și să zică, domne, așa e cum zice ăsta, sau se alindă? Nu poate, fiindcă totdeauna s-au înconjurat de oameni care... Zim un nume mare din club. Deci singurul care a jucat fotbal de performanță din club, dar e acolo mai micuț, e Claudiu Drăgan. Și Codru. Și Codru, dar nu a fost mare. Hai să zicem mare, și puțin Sorin Botiș și Ferenc Varuș erau, dar încă o dată, repede, niciunul dintre ei nu a atins pragul de echipa națională. Noi avem jucători cu echipa națională. Bine, eu încă n-am înțeles rolul lui Sorin. E responsabil cu Caterin ca în vestiar. Deci, da, nu l-am înțeles. Dacă o luăm după... Aici, apropo de valori și apropo de faptul că nu este nimeni din club aici, după fișa postului prezentată public nou, s-a spus, Sorin Botiș este responsabil să-i facă pe jucători să înțeleagă ce înseamnă acest club. Asta a fost când? În ianuarie, nu? În decembrie. Sau după ce a venit Giussi Balint. Nu prea a reușit. Acum nu fac procese de intent, poate că aici nu a avut cu cine. Poate că unii sunt la un grad de insensibilitate, mai ales când azi e un an ești aici, un an dincolo, încă nu reușești. Poate e și bariera de limbă, că și asta e. Noi am avut un vestiar cu jucători din părți diferite. Dar uite că iarăși numiri care în teorie sună bine, dar care nu au finalitate practică și pe care în bună tradiție, că apropo voi ai spus că s-a supărat că ai zis de buticar, pe mine s-au supărat unii că am făcut analogia cu munca la stat a unora, că nu înseamnă că toți cei care muncesc la stat, dar stilul ăsta din sectorul public în care ne merge nicio performanță, ne facem treaba, luăm salariul, dar nu contează performanța, nu contează rezultatele. Nu există niciun indicator de performanță, nu? Nu are cum să ducă, după părerea mea, la ceva bun. Bun, și ajungem poate la problema cea mai gravă, că până acum am luat-o sportiv. Tu aminteai de un aspect ce s-a întâmplat în vara trecută. Bun, vara trecută a fost niște negocieri cu un grup de investitori privat care vreau să ducă o injecție de capital privat în club. Nu mai discutăm acum că am făcut în urmă. Subiectul ultra mega dezbătut. A căzut acea tranzacție, pentru că actuala conducere a refuzat-o în cele din urmă. N-am aflat încă de ce. Doar că sportiv
s-a dovedit că efectul n-a fost cel dorit, dar să zicem că aici e o consecință, dar nu putem să nu observăm că e pentru al treilea an consecutiv în care datoria UTEI pe documentele oficiale din club, deci nu pe zvonuri sau pe bârfe, pe ce a publicat clubul pe site oficial. E al treilea an la rând în care datoria clubului crește. Se rostogolește și crește, bulgările okay, crește. Ni se tot spune și înțeleg și foarte bine așa că sunt datorii la termen, adică nu avem termene depășite de plată. Da, dar să-mi fie cu iertare, în momentul în care tu anul ăsta ai un credit, îți plătești ratele la timp. Anul viitor ai 2 credite. Îți plătești ratele la timp. Anul viitor ai 3 credite. La un moment dat întâlnim imposibilitatea la de plată. La un moment dat ce se întâmplă? Adică eu înțeleg, am întrebat dacă retrogradam ce se întâmplă. E semn de sănătate din punctul vostru de vedere faptul că unde greșești acum, cum zici tu, lăsăm la o parte conflictul care există pe acea temă, dar unde greșește actualul management? Pentru că în momentul când în fiecare an datoriile cresc, e clar că ceva nu-i bine. Nu trebuie să fim o somitate în domeniul financiar bancar ca să ne dăm seama că datoria crește și crește exponențial. Ba mai mult de atât, stă mărturie sechestrul ANAF-ului. A mai deci, fost și acel episod. Hai da. Să fim serioși și să nu ne păcălim acum, că nu suntem chiar așa de azi de ieri. Indiferent de ce afirmă conducerea noastră, situația e gravă. Este gravă și cred că o bănuim cu toții și dacă am fi retrogradat, ne păștea falimentul, pentru că și așa stau și mă întreb, sper că, nu știu, vine să presupunem că se realizează până la urmă urmei, le dă Dumnezeu așa o minte luminată tuturor din actuala conducere, din actualul AFC UTA și, ok, cad de comun acord cu grupul NextGen sau cu cine ar dori să investească la club și se realizează tranzacția. Vă dați seama ce efort, atât financiar cât și managerial, trebuie să facă noua conducere ca să scoată căruța din șanț. Pentru că dacă nu mă înșel, aproape 3 milioane. Aproape 3 milioane. Și asta e la începutul anului. Da, adică nu știm, că aici se mai pot adăuga, poate între timp mai e ceva restanțe la jucă, tot timpul apare astfel de lucruri. Da. Și probabil că mai sunt și alte datorii de care nu se știe. Bun, Luci, de ce suntem pe minus în fiecare an? Pe minus tot mai mare. Unde e greșeala? În fiecare an, dar cumva conștient. Deci s-a întâmplat 15 iunie a fost refuzul. Da, exact. 15 iunie 2022. După care, efectiv, vă spunea limpede că au cheltuieli de 6 milioane. Da. Dar oricum ai fi calculat mai mult de 4 milioane jumate, nu adunai. Deci tu știai din vara trecută că în sezonul ăsta faci o gaură de 1,5 milioane cel puțin. Nu-ți garanta nimeni performanță, drept urmare, nimeni a fost performanță. Și probabil, dacă rămâne așa, va fi și sezonul viitor. Și atenție, anul trecut am avut un transfer pe care anul ăsta greu, mi-e greu să cred că o să mai avem. Noi am luat 1 milion de euro din transferul lui Niculescu. Da, da. Bani care s-au evaporat. Sincer, nu văd ca anul ăsta să mai câștigăm 1 milion de euro din transferuri. Deci, atenție și la acest aspect. Iarăși, a crescut datoria în condițiile care te-ai avut-o. 700.000 pe Denis Mann. Acum 1 milion pe Miculescu, dar în fiecare an a crescut datoria asta. Tu spui că am cheltuit tot mai mult în loc să... Și mai ales că am cheltuit aiurea, deci am cheltuit pe salarii foarte mari, chiar pe jucătorii care nu te-au ajutat cu mai nimic. Fondul de salarii, nici nu știu. Apropo de asta, că am ajuns la... Cum vi se pare că a gestionat clubul acest aspect a... transferurilor, mă rog, transferul n-am făcut, dar a durate contractelor jucătorilor, a balanței, a echilibrului dintre salarii și bonusuri. Știu că pare minge la filul că e evident răspunsul, dar nu putem să nu abordăm subiectul ăsta pentru că suntem la capătul unui sezon în care pierdem un jucător important liber, deja suntem de notoritate că avem niște salarii de play-off și rezultatul sunt cele care sunt. Puteau fi lucrurile făcute altfel din punctul ăsta de vedere, așa fel că, nu știu, să stimuleze jucătorii, rezultatele să fi fost mai bune. Chiar mi-ai ridicat mingea la fileu, că ne referim la Otele, probabil. Uite, când a venit Otele la noi și era exact primul meci al lui Ionuț Badea, după ce Ghiusi plecase după primul mandat, era, pare mi se, cu Sepsi, dacă nu mă înșel, da. Și cu toții am fost
entuziasmați de prestația lui Otele. Și încă de atunci. Și Otele a mai avut 2-3 evoluții bune în meciurile ce au urmat. Cu toții ne-am dus și am spus la Șoani, Șoani, betonează contractul la băiatul ăsta, că uite, are o vârstă foarte bună, băiatul e fantastic, ar răsări de nicăieri. Și în sfârșit avem și noi un jucător care are o valoare certă și poate să se transforme într-un asset, cum în management, sau într-un bun vandabil, cum spune. Ei, da, nu, ne-a asigurat, totul e betonat, totul e în stilul lui caracter. Bineînțeles că ne-a mințit pe toți. Sau atunci stau și mă întreb, ok, dacă tu spui că ai securizat contractul la Otele. Prelungirea pe un an, nu cred în că în favoarea cui l-ai securizat și cum l-ai securizat, că acum îl pierdem gratis. În politica asta, eu cred că e cu două tăișuri. Dar poate fi reglată din mers, în sensul că ne-am și arți cu Lauxemis sau cu Ademis. Sau... Gândește că făceai pe Lauxemis pe 3 ani. Culmea, sau e, culmea e că pe Otele pierdem gratis, iar pentru Milošević sau Barboza am făcut contract direct pe un an jumate. Asta, deci am făcut cash-ul, 2 ani. Să merg, îmi cer scuze că da, acum ar trebui să pun întrebările. Nu se poate, cu tot respectul pentru Claudiu Cheșeru, chiar dacă el ar fi jucat senzațional sezonul ăsta, eu n-am auzit în campionatele puternice un jucător la o asemenea vârstă să se facă contract direct pe 2 ani. Și mai ales în al doilea an. Cea mai mare sumă din istoria clubului. Salariul să crească în al doilea an. Da. Chestie de biologie. Și cu promisiunea că va fi coptat în managementul clubului. Și atunci ce ai ieșit, de exemplu, l-ai adus pe Roger. A fost ok, nu? Niciodată nu s-a dus în termenul ăla în care încă putea să ajute clubul să negocieze cu el și să-l țină aici. Așa și cu Otele amânat, așa și cu Roger amânat, probabil așa se va întâmpla și cu Postolache. Bine, la Postolache am înțeles că e mai simplu, adică mai simplu în sens negativ, că e clauză. Dacă cineva virează banii, se înțelege cu jucătorul, nu mai... Și de-aia, pe undeva sunt de acord cu politica asta de închiriat pe un an, practic, jucătorul. Le-i pe un an pe Otele. Bă, dar poate nu. Dar așa nu vei face performanță. Știi? Dar după ce l-ai văzut în primele 3 meciuri ce face și cum e și reacția publicului, care Otele într-o lună a fost idol la Arad. Toți copiii voiau poză cu Otele sau tricou cu Otele. Da, provoca focuri de artificii la fiecare meci. Postolache la fel. Deci, vino în timpul campionatului, ia la o discuție, vorbești cu el, renegociezi contractul. Acum, cât era? Am înțeles că Otele avea undeva la 6.000 de euro. Normal că pleacă până aude ceva că e peste 10.000. Băiatul nu trebuie acuzat. El a venit să își facă un rost în viață, are o situație destul de grea acasă, din câte am înțeles. E normal să-și dorească și să spere la mai mult. Sunt fotbaliști profesioniști din asta, trăiesc, asta e, până la urmă, asta e fotbal din ziua de astăzi. Sigur. Până la urmă și jucătorii arădeni au plecat când la prima ofertă. Bun, salarii versus bonusuri. Mircea Râdnic a dat o declarație interesantă seara pe tema asta. Asta s-a pus problema anul trecut. Dar a venit Șoani Meser și a zis că nu facem așa pentru că nu mai stă nimeni. Dar nici n-a încercat. Deci dacă dăm salarii mici, nu putem să aducem jucători? Da, zici că nu mai stă nimeni anul trecut. Așa era discuția, să se renegocieze cu cei care au rămas din grupul ăla de 9 sau câți au rămas atunci. Și el a amenințat că, bun, dacă se renegocează cu ei, eu plec. Păi, bun. Întrebarea următoare. Tu deja din primul an le-ai dat niște salarii. E greu să mai renegociezi. Nu mai poți să renegociezi. Acum, întrebarea mea e, putem... Că așa încet încet mergem spre ce va fi viitor. Alți jucători, revin din altă parte, putem să ducem jucători buni pe acest sistem, salarii mici, bonusuri mari? Hai să nu zicem salarii mici. Mă rog, salarii rezonabile, salarii normale, rezonabile, coroborate cu niște bonusuri de performanță, pentru că e normal să plătești performanță. Și uite, îmi vine în minte un exemplu. Când l-au adus pe Ilie Poenaru, negocierile erau un toi cu grupul Next Gen, că iarăși mă întorc acolo, pentru că acum speța asta chiar o știu foarte clar. Și se negociase cu Ilie Poenaru la un salariu de 12.000, în condițiile în care Diusi Balint cred că avea 10.000. Erau mulți bani, erau mulți bani. Da, mai ales pe un antrenor care încă și nu avea... Și toți ne puneam problema, domne, bazat pe ce? Ok, un antrenor tânăr promite, are perspective de creștere, dar bazat pe ce? Cu atât mai mult cu cât tu negociezi pe banii unor oameni care ar trebui să vină în club și să scoată ei banii din buzunar. Bazat pe ce te bazezi când îi oferi la Ilie Poenaru 12.000? Cătă Juncan, mi se pare, dacă nu mă înșel, a zis o chestiune foarte interesantă. Dom'le, hai să facem un alt fel de contract. Îi dăm 7.000 sau 8.000.
lui Ilie Poenaru și stabilim o clauză de performanță, că dacă ne încadrăm, dacă ajungem în play-off, îi dăm 14.000, suportul salariului. Dar hai să-i punem o clauză de performanță, că nu putem să dăm bani așa în blind. Bineînțeles că n-a vrut, că a zis că pentru el cuvântul dat e mai important decât orice și că el și-a dat cuvântul și că practic efectiv i-a dat la un contract în alb. Știi ce primă pentru play-off avea Poenaru? Deci dacă califică, dacă ducea UTA în play-off, avea 10.000 primă. Mai mică decât salariul pe lună. Da. Ei, apropo, pentru că poate nu toată lumea a auzit-o, declarația lui Mircea Renic spunea ieri, de anul viitor la mine în vestiar vreau să văd jucători care să nu strige, nu vreau să mai văd jucători care strigă după salariu, vreau să văd jucători prima. Care strigă după primă, care mă întreabă cât e primă. Da, interesantă declarația. Da. Trebuie să recunoaștem că e interesantă abordarea. Să vedem. Acum că tot ne îndreptăm cu capitolul spre viitor. Numai puțin că am vorbit de conducere. A fost la un moment dat un comunicat, cred că în ianuarie, în care clubul UTA îl semna. Clubul UTA. Și zicea că echipa e unde e din cauza suporterilor care fac scandal. Fac scandal. Și chiar vorbeam cu un fotbalist din Arad, care a jucat în străinătate, la un club la care era cam aceeași situație cum e la UTA acum, în care un antrenor a venit, a plecat altul, era scandal între suporteri și conducere. Și el zicea, bă, ca străin, cum eram acolo, habar n-aveam ce se întâmplă. Noi dacă ne intra salariul în ziua în care era ok, știam ce avem de făcut, dar noi nu știam ce se întâmplă în exterior. UTA a avut 14 străini sau câți acum. Câți crezi că au simțit ei acest război, să-i spun, între suporteri și conducere, mai ales în condițiile în care suporterii, inclusiv la meci pierdut cu Mioveni, aplaudat. Încerc să imaginez cât de diabolic a fost acest război, cât de ce impact a avut asupra lui Willy Barbosa. Vă dați seama că un jucător care a primit numărul 10 și salariul pe care l-a primit a fost atât de debusolat, probabil că nu a reușit să... Bine, nu pot să tratez altfel astfel de declarații. Când au zis Willy, UTA libere la peluză, gata, e căzut. Bun, apropo de declarația lui Mircea Renic, pentru că s-a făcut repede foarte apreciat la Aradi, s-a strigat numele pe stadion și zice, așa suntem la Aradeni, și el că n-a pățit niciodată niciun de carieră așa de repede, atât de repede. Este un orizont foarte mare față de Mircea Renic și este un orizont foarte, o parte dintre orizontul are ceva palpabil, adică sunt așteptările de la el ca antrenor, dar există și un orizont de așteptare tocmai pe vidul ăsta de profesioniști în ale fotbalului în club. Toată lumea îl vede pe Mircea Renic, omul care o să pună în ordine, o să facă, mai ales cum a vorbit de strategia asta cu salari, îl văd deja ca pe un manager general. Ești justificat să ne punem o speranță atât de mare în Mircea Renic pe partea asta de management, de nu știu, de contracte, de disciplina jucătorilor, de gestionarea a practica întregii activități sportive? Sau până la urmă... La forma actuală a clubului, Rednic e singurul calificat să vorbească și să exprime o opinie. Și dacă ne uităm și la trecutul lui, de exemplu, cu jucători, cum ziceau ei că a dus cu fiică sau că n-a dus cu fiică, sau hai să ne gândim la Nioere. Cum i-ar fi un Nioere la Arad? Nu știu, a avut flair așa la jucători. Totdeauna a prins și sunt mai multe exemple pe care le-a dus și pe la Dinamo și nu știu dacă nu și Lucasen a fost adus tot de el. Dar în condițiile în care lipsește acea persoană din club care să trieze, să filtreze cumva, Rednic e singurul în actualele condiții, în formula aceasta de conducere de la UTA. E adevărat, dar Mircea Rednic a venit, dar sunt convins că nici nu este omul care să lucreze în orice fel de condiții. Ce trebuie? Bun, ok, îi se dă mână liberă. Ce trebuie să facă conducerea? Că Mircea Rednic au mai fost cluburi la care a zis mulțumim, inclusiv la clubul lui de suflet, mulțumim, da, ne strângem bine și am plecat pentru că în condițiile astea nu pot să lucrez. Ca să completez ce zicea Lucian, da, domnul Rednic e chiar singura persoană autorizată să exprime o opinie în ceea ce privește fotbalul, pentru că stau și mă întreb cine am vrea să facă o analiză sau cine ar vrea să facă o selecție, Broșii, Codru Grădinariu sau cine mai fi pe acolo. Șoani l-am văzut acum
cam ce fel de jucători și ce profile de jucători aduce. E clar că noi, ca suporteri, sau comunitatea suporterilor, își pune speranțele în Rednic prin prisma experienței dumnealui și prin prisma CV-ului pe care l-are, dar genul acesta de abordare e un picuț mai sensibilă, în special în România, conceptul ăsta de manager general nu prea există. Asta prinde mai mult în fotbalul britanic, unde și există acolo începe să se da, însă structura clubului, însă structura clubului este diferită față de ceea ce avem noi acum. Noi acum, domne, l-am dus pe unul care știm că e meseriaș. Are loc la jucători, îi vede, mai are și conexiunea cu fica dumnealui, sau mă rog, deși habar n-am, nici n-aș vrea să facem acum afirmații eronate, poate nu are absolut nimic. În condițiile în care până în prezent aveam majoritatea jucătorilor erau aproape, nu în totalitate, dar oricum într-o majoritate covârșitoare aduși prin Bogdan Apostu, nu văd ce-ar fi rău să colaborăm și cu alții impresari acum. Dar cred că n-ar fi ok să punem toate ouăle într-un singur coș. E bine, Mr. Rednic și-a dovedit priceperea și e o performanță faptul că ne-a salvat. Sunt ferm convins că și abordarea lui pentru nou sezon, în funcție de și conducerea pe care o va avea la dispoziție, de bugetul salarial care îi se va pune, va fi diferit. Adică abordarea va fi diferită, abordarea lui, pentru că nu cred că vrea să-și pună în CV încă o retrogradare. Nu, și eu de ce am pus întrebarea asta? Pentru că deja au apărut mici semne de dezacord. Adică conducerea anunță că jucător cu salariu X și vine Mircea Rednic și spune eu nu cred că dacă eu duc un jucător pentru că garantez, nu mi se va da. A fost și discuția cu principiul bonusuri și nu salarii. Deci deja se creează premisele unor opnor optici diferite și de-aia mă întreb, cât, ok, se dă mână liberă lui Mircea Rednic, dar interesant e câtă putere va avea la negocierile de acum, din aceste zile când se creionează lotul viitor, când se creionează toată strategia. Ne apropiem de final, dar... De înțeles, 6 sunt făcuți. Da, așa. Ne apropiem de final și aș vrea să terminăm totuși într-o notă optimistă și singura notă optimistă prin care am putea să terminăm ar fi aceea să aduc vorba despre performanța echipei anul 18, care în acest sezon a reușit să devină vicecampioană națională. Foarte pe scurt, că nu mai avem mult timp, cum vă explicați faptul că în timp ce echipa mare cu nume atât de mari efectiv s-a târât prin acest campionat, juniorii noștri au zburat într-un campionat în care au dat cu joacă și Farul, joacă și FCSB, Craiova, am văzut, care au jucat final, adică sunt niște echipe cu niște academii în spate din punct de vedere financiar mult mai bine puse la punct și mult mai bine structurate. Cum vă explicați această performanță? În primul rând, felicitări băieților, pentru că este exclusiv munca lor în niște condiții destul de vitrege, pentru că știm cu toții. Sinteticul de la motor, da. Știm cu toții ce înseamnă. Se dovedește încă o dată că Radu îi totuși reprezintă un izvor de talent, păstrând proporțiile de rigoare, dar uite că încet, încet dăm jucători și producem niște jucători care își pun amprenta în fotbalul românesc. Mă mâhnește, să zic așa, faptul că din ce informații am eu de la unii părinți care n-au vrut să își facă publică identitatea, conducerea noastră n-a vrut să-i remunereze sub nicio formă, ziceau că n-au bani, că nu știu ce, că nu au ce să le dea. Într-un final am înțeles că prin intermediul unui sponsor ar fi primit băieții în jur de 200 de lei sau ceva de genul, un fel de primă, un fel de bonificație. Nu aș vrea să, dacă fac o afirmație eronată în ceea ce privește suma, îmi cer scuzele de rigoare, dar cert e că remunerația lor oricum ar lăsa de dorit. Și stau și mă gândesc că în condițiile astea gestul și performanța lor e cu atât mai admirabilă. Eu aș duce aici și niște cuvinte de laudă totuși. Și ce lauda să fie Sandu Gaica. Da, da, deci, corect, bine precizat. El a mai avut și generația cu Miculescu, cu Isaac și a avut ghinionul ăla, că am avut meciul decisiv la Pitești cu de promovare, că altfel eu cred că era campion atunci, când am pierdut la penalti cu Dinamo. Acum din nou a fost aproape în finală și din ce știu, acum zice și Claudiu, nu vreau să bag mâna în foc, dar am înțeles că și jucătorii ăștia care vin, care sunt buni, care joacă, zic, nu toți cei care vin pe aici și numai stau la hotel sau
cei care joacă tot dă ochiul lui Sandu Gaica, sunt văzuți când au meciul, pe la Pandurii, pe în Caraseverin, pe în Hunedoara. Păi, vede și îl duce aici. Mei, adică, așa a apărut Isac, așa a apărut Hrezdac, așa a apărut Roiana. Mi-ai răspuns la întrebare. De ce diferența de aia? Pentru că în, la Academia avem, la Under 18 avem și, mă rog, la Academie în general. Și probabil că mai sunt antrenori. Avem pe, pe cineva care are ochi la jucători. Da, dar e și discuția. Nu poți să îi promovezi în corpore la echipa, fiindcă diferența de nivel e uriașă și mă uit numai la Faru, de exemplu, care a fost semifinalist, acum nici nu știu ce a făcut în finala mică. Și, bun, talentate toate grupele lui Hagi, dar echipa a doua lui Faru a jucat un baraj acum pentru promovarea în Liga 3-a, parcă. Și la primul nu știu, echipa 4-0 le-a dat, deci... Ei au nevoie fiecare individual să crească într-un grup de jucători mai evident. Și cred că o soluție ar fi să fie aduși cât mai mulți în circuitul echipei mari, chiar dacă doar se pregătești, că ar trebui, probabil, ce ar trebui la UTA în sezonul următor, o echipa a doua. Cu siguranță, lipsește bine. Este bine. Lucru despre care am tot de fiată când am avut invitați la Academie să între foștii jucători, tot am vorbit despre asta, pentru că e un ciclu care e întrerupt în momentul când li se termină junioratul. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat, să sper că terminăm în această notă pozitivă, că anul viitor, în anul viitor, măcar din punctul ăsta de vedere, va veni un sânge proaspăt în echipă și va mai schimba puțin atmosfera. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență amândorora. Dragi telespectatori, vă urez o săptămână frumoasă, ne vedem săptămâna viitoare la Glasul Tribunei. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Romasia.